circondata două cântece diferite. Amintu-se, amestecând la două cuvânce ce nu s-au răspuns niciodată. Una foarte jos în față spre pământ, una foarte sus, aproape ruptă. Figura ta neasemuită luptă, a minunică ești, a întâmplării căsătă. Să înceapă podcastul! N-aș tu că Nicu are așa voce fără pe mânt. Să rămână colaborare. Rămân pe soamnă. Da, pe toamnă. Prima dată, prima probă e purtatul tocurilor. Trebuie să înveți să duci chitară, să duci chitară, tocuri. Toc de sadomasochist, de dominatoare. Așa face când e nervoasă. Când vrea, când o bagă nimeni seama. Crește volumul, că atunci ca și copii mici. Diana. Ne pare seama și mai aaa, băi, Diana Constanțeana, bine ați venit în podcastul nostru. Bine, Diana și Origen. Mulțumim de invitație. De fapt, suntem Origen și Diana pentru că toate rețelele de socializare așa ne prezentăm. Deși ar fi vrut să fie Diana și Origen. Ladies first. Două. Sună bine și Diana și Origen. Două, nu? De la două. Da, dar... Două, Origen. Da. Deci cum am zis, pe rețele sociale ca pe Tinder undeva și cunoscut ca toți artiștii. Nu pe rețele de socializare. Nu, de unde v-ați cunoscut? În cercul nostru de prieteni, de muzicieni. Tot mai larg e cercul de unde s-a dilatat. Păi spune adevărul cum ne-ai cunoscut. Spune adevărul. Păi se spune adevărul, eu am spus spune într-un... Spune adevărul și nu ai adevărul. Fi, într-un vlog, am făcut un vlog și am spus. Eu am visat-o pe aia noaptea. Nu ne cunoșteam. Ne cunoșteam personal. Ne știam din vedere. Dar n-am făcut cunoștință sau să stăm de vorbă. Și eram și prieteni pe Facebook, într-adevăr, zici ceva. Tu în Cluj fiind, Origen fiind în Cluj. Cluj, da. Da, și tu? Tot în Cluj, studentul la conservator. Ultimul an, studentul la conservator. Nu, eram ultimul an. Vioară la vioară. Eram ultimul an? Da. La ce? Vioară, nu? Ultimul an era anul 4. A fost acum 2 ani, nu mai țin minte. 4 ani se fac numai acum. Am scăpat, îți dai seama. A, da, stai, că eram ultimul an, ai dreptate. Și, în fine. Ai visat-o? Da, stai să spun de ce. Ea tot îmi dădea din aia cum se dă like, dar se dă cu, eu nici nu știu cum se numește, cu inima aia roșie. Apreciere. Ce înseamnă? Love-ul ăla? Da, love-ul ăla. Da, dar îi dădea pe pagina de artist, pentru că eu dau la toată lumea care muncește și are un conținut. Deci care primiți de la Diana o inimioară din aia, să știți că munciți, înseamnă că e apreciere din parte. Și dacă o visați, pula, deja o visați, ca e luată, e visată din așa la inimă, cu ficat, cu ovare, cu tot. Și ai visat-o. Da, și am visat. Așa bătrân, dorm noaptea. Nu, nu, încă n-am probleme cu prostata și funcționează încă tot. Vezi? Vezi că așa se face, învață din acelea. Stai să zic, trebuie să-mi cer scuze ascultătorilor dumneavoastră pentru voce. Chiar dacă nu vă vine să credeți, m-am răcit chiar și eu. La vârsta mea fragedă. Da, nu, nu la nuntă. Am venit de pe drum, mai rupă. Iar ai dormit de scurt. Nu, nu, nu. Asta era acum, da, da, aia ai. Singur. Aia dormi, da. Bun. Nu, pe drum, 10 ore de la Constanța, că am prins trafic și... Tu conduci? Amândoi. Amândoi conducem, da. Mașina, zic. A. Mașina amândoi, relația numai unul. Ei, unii și nu știm cine-i. Nu, da. Spune așa, dar nu e adevărat. Amândoi luăm deciziile împreună. Da. Nu, păi am zis și ceva la decizii, nu? Da. E, așa, să zic, da. Așa de ochii lumii să zică lumea. Cum, că cum era textul acolo? Că era, că mă faci numai ceva, și da, să cred că... Să fie el băiatul bun. Nu, chiar luăm deciziile împreună, nu? Da, și el are ultimul cuvânt. Așa nu, face. Așa nu. Da, exact. Iată ce cuvânt am încă am plecat de acasă. Hani, te rog frumos când mergem la băieți la podcast, da? Hani, când mergem la băieți la podcast, te rog frumos să mă lași și pe mine să vorbesc. Zic, Diana, dar tu vorbești mereu numai tu. A, bine, dar acum vreau mai mult. Așadar, Diana. Mulțumim! Camera pe de... Nu, asta am spus. Sunt momente în care intervine peste mine și nu-mi place. Și am zis, te rog frumos să mă lasă să vorbesc până la final. Uite. Cu și băgare. Păi, vezi despre ce vorbeam. Vreau să o lăsăm și pe doamna Raluca Anton, când a fost la noi aici. Poate ne ajută cu acest a fost lucru. La voi? Da. Și la Luca. Păi, avem oameni care au ceva de spus. Dar printre ultimii ne-ați chemat. Ori să fie mai așa, ori să o terminăm. Vezi? Nu fi rău, că de mult ani că noi mergem la mare. Corect, corect. Nu, glumesc. Chiar, e adevărat. Voi v-ați primit-o de la început. V-ați auto-invitat înainte de a avea podcast. N-am început! Nici nu a început podcastul și Diana. Vlad, să nu mă uiți, să știi că eu și Origen vreau să venim la podcast la tine. Și acum... Recunosc. Da, da,
da. Spune ce ai de spus, deci te-a visat. Așa. Bă, paranteză în acoladă, în paranteză ne-am dus. E profesor de matematică, îți descurcă. Da, da. Și vărsător ca piersic, deschide-le. Te pierzi, încep de aici, de aici. Și origine tot vărsător, îi place la nebunie. Nu și-o schimba zodia. Deci iubirea, nu, deci, iubirea schimbă tot. Nu, rămâi același vărsător pe Cubosco. N-ai ce să faci, pierdem, dar și câștigăm. Uite, sunt câștigător și cu întâlnind-o pe Diana prin visul meu. Deci, serios, nu mi-a fost rușine să recunosc asta, pentru că nu-i penibil. Ce vise dacă... frumoase, zi-ți mă panta ta aia din stand-up cu curățenia și cu visul. Stați, nu mă trebuie, stați să vă zic asta cu visul, că chiar e tare, pe cuvântul după meu. Aia zici tu panta. După aia lăsăm pe blaz să zic cu panta. Am visat-o și nu știam cine e, adică nu puteam să o identific. Era fata din vis. Da, fata din vis. Tu nu mă tori, dai fata, tu ești fata din vis. Ciuci sau Iorga? Suxi. Subs. Yoga fiertă, mă, l-am văzut pe Ciuci. Da. Deci ne pierdem ca și piersic. Lasă parantezele, schimbăm acum culegerile, caseta matematică. Am fost și eu într-un mini-turneu, Oradea, Arad, mă rog. Cu banii câștigați în turneu, vedeți că am schimbat totul aici. Mai e 200 până la următorul podcast. Și cum, pe vremuri cu el, mai e 200 până la seara. Și în benzinărie, că eu nu iau de la mall cum ești din Florești, tu ești, ești din Constanța, deci cum ești, nu, e mall acolo pe dreapta, am luat de la Petrom. Și în cine crezi că noaptea în care ți-am zis, am băgat benzină și maestru Xux ieșa din benzinărie și mă duc la el, știi, să trăiți, maestru, ce faceți, bine, 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 și eu să dau și mâna, știi, bă, s-o ferit, mă, de zici că fusese și, no, în fine, serios? Dar m-au șocat, că eu știam, mă, vorba lui Ben Cook, mă, sunetistul de la SMR, da. Mă, și compa, mă. Om, cum se cade, mă? Bă, te-a afectat pandemia, ce să zic și eu. Am nu știu dacă să-i judecăm, Nicule, tu vezi din punctul tău de vedere că îl apreciezi și că te-ai dus în greu și zici, cu respect și cu da, obișnuia. Dar el săracul, nu că se simte mare, nu cred că se simte mare. E obosit, stresat. Obosit, stresat și nici nouă nu ne place întotdeauna când ne place întotdeauna când vine unul și ceac, Nicu, domnul, bă, stai, da, 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 da. Nicu, recunoaște lumea, recunoaște că... Cumva l-am obișnuit, dar prea puțin. Nu e adevărat, nu cred că sunt puțin. Hai să fim serioși. Când ne-am fost colegi la Look TV, da? Câți? 2 ani? 3 ani? 3 ani. Nicule, mergeam pe stradă, ne spunea lumea, mai, cum atât mai mult ție care erai prezentator, dar noi care eram din band, adică mergeam, ha, te-am văzut. De timpul ce te era și cei mai aplaudați. Să da. Terminăm cu visul. Prima și. No, stai să... deci visul. Când că asta să fie light motiv acestui da. Podcast. Visul, da, visul. Visul, poți să mă puci, te rog frumos, fă un contur muzical. Fă un contur muzical, te măcar nu l-am copyright. N-am bani, pe BTP. Păi vezi, n-am. Cânt așa, pe ochi frumos. Fă, please. Nu cânta, cântă pe umă. Așa. Da, și nu știam să o identific numele. Zic, bă, dar unde o vezi? Da, mă, dar era o fată care de tot îmi dea lor de apreciere pentru munca depusă. Încercai să asociezi. Să asociezi, da. Zic, hai să văd, ia-i. Dar nu știam numele, cum să o găsesc. Și acum caută pe toate pozele. Caută-ți inimioarele. Ei, caută-ți pe toate pozele, ficați inimioarele. Asta am luat. Hai să nu exagerăm. Că aici am luat-o. Visul un pic ceam aici, că mă doare puțin. Și piesa Gândurile sau Visurile a venit după? Visele a venit visele, după? Nu, aia a fost înainte și la textul David. Am interpretat-o noi. Ah, ăla a fost da, motivul. Da, vreau să spun, păi trebuie să asculti piesa, că nici n-are legătură cu povestea noastră de iubire. Nu lasă nimic, nu-i scapă, atenție. Bun, să concluzionez cu The Dream, visul. Și am visat, și cum o caut, am luat toate pozele și pe rând, inimioare de la... Și când am văzut acolo pozele pe Facebook, ia, i-am visat-o. Și... No, acum cum s-o abordezi? De aici continuă Diana. A, zi, de ce nu m-a băgat eu seama? Că nu pot să zic că nu m-a nu băgat știu, m-a seama. Nu știu, să zic că e și versiunea ei. Că ea era, cum se zice în Italia, fidanțata. Deci era... Era în Florența? Era... Punea faianță, nu știu. Că de că am fost un cancră. Nu, am avut o relație, într-adevăr, de vreo câțiva ani și... Cum, era în anul 4 la conservator, de intra șeptea? Nu, nu, nu. Dobrogencele. De la 16 ani, primul venit, primul servit, e o vorbă. A, și ați rămas. Și am rămas împreună, exact, și ne-am despărțit. Dar eu, în timp ce eram cu băiatul respectiv... A, eu când vedeam inimioarele de la ea, stai că mă bag peste da. Diana, când vedeam inimioarele de la ea, când am văzut poze de profil cu băiatul ăla și mai multe poze exact, și țineau, exact. Așa nu mi-a permis, nici nu vreau normal. Să mai știu numele acestei. De asta am spus că este eu, luată. De asta am spus că eu apreciez munca artiștilor și chiar dacă am o relație, chiar dacă nu am, eu dau la, adică nu văd gelozie într-un like sau nici noi nu avem problema asta. No. Și atunci când m-a visat el,
nu știu cum a fost destinul ăsta, pentru că eu eram despărțită deja de 2 săptămâni sau 3. Dar încă nu schimbase sau schimbase statul. Ba da, că am văzut că e schimbat statusul și... A, stai, stai, ce-ai văzut? Când ai văzut totul, opa! Da, a fost coincidență. N-am visat degeaba, că eu nu știam numele. Bineînțeles că în perioada respectivă îmi toți scriau diferiți băieți și eu nu le răspuneam, adică n-aveam chef de nimic serios. Totuși, trebuia să-ți revii. Exact, da. Și când mi-a scris Origen că facem o colaborare, colaborare! Dar, nu, chiar așa a fost, nu, chiar așa a fost. Pe vremea mea zicea să vedem un film la laptop. Colaborare muzicală, pentru că suntem artiști amândoi, stai un pic. El mi-a scris pentru colaborare și am zis, măi, băiatul ăsta e serios, deci chiar, hai că merg pe încredere. Și mi-a scris a doua zi, deci mi-a scris, de fapt, în seara, cred că dimineața aia. Te rog frumos, nu mă întrerupe. Pentru nașa mare! Și am zis, de acord, hai să ieșim să... Mergem la studio, să vedem cum. Și vreo 2-3 săptămâni am stat așa în colaborare. Și a venit într-o seară. Hai că zic, pot să zic. A venit într-o seară, eu eram cu fetele ieșită în oraș și mă sună, că ce faci? Eram la un local. Este și varianta. Ce variantă? Ah, da, asta îmi place mai mult. Și când mă sună, hai, ieși un pic afară că am venit să te văd, am ieșit afară, m-a văzut, m-a pupat. Și a doua zi zice, ce faci, iubita mea? Și eu eram ceva o marcat-o. Și eu eram ceva de genul, a, suntem împreună? Și da, nu a fost cumva, adică nu, eu am doi simțeam. Ca și am văzut acolo pe Facebook ceva, o fată frumoasă, dar acum, sincer, când am văzut-o, m-am stovit. Foarte frumoasă poveste și când te gândești că e și reală... Chiar este reală, adică e bine, și eu am răspuns prima oară când mi-a zis că mie mi-a spus după câteva luni că m-a visat. Nu. Și nici și eu au râs și eu zis, scuză-mă. Zic, eu ți-am spus adevărul, am știut ca să fie reală. Și acum, timpul care a trecut a dovedit că așa a fost. Ne-am mutat împreună destul de repede, adică m-am mutat la Eclair, el așa spune că m-am dus peste... În garsoniera, ai dus-o. Nu, că spune că e apartament. Recunosc, am crezut că are mai mult. Artiștii ăștia. Și prima colaborare muzicală a fost? Păi, am început o piesă atunci, în studio. După, el era deja în curs cu Vise, cu videoclipul. Mi-a propus să filmez pentru el. Să danse... Da, 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 actor. Asta, păi dacă eu, făcut, eu am făcut balet. Vreo 4 ani de zile și sunt talentată în an de dansuri. Balet pe lângă școală sau la școala de balet? Școala de balet. Da? În Constanța? E renumită școala de balet din... Destul de renumită. Era mulți balerini de la, știi, de aici, de la coreografie, de la Cluj, mers acolo, da, Oleg Danovski. Oleg Danovski, exact. Sunt profesor. Ți-am spus că avem profesor foarte bun de balet. Foarte. Da, uite, te-ați mers de... sau cel puțin ai început așa cu arta, așa ai început cu... Cu frumos. Bine, dar are un back story la fel de mare ca și al tău. Exact, păi are proiecte cu sora, cu sora ei, cu Andrada. Avem proiectul The Violin Girls, unde exact. Am colaborat. The Violin Girls Official. Le puteți căuta pe YouTube. Avem 2 piese lansate. Înainte de acest proiect am avut colaborări. Și sora tot la Cluj a terminat. Da, acum este licența, violonistă și ea. Și înainte de acest proiect, eu am colaborat cu diversi artiști. Piesa The Violin Song, care are peste 64 de milioane de vizualizări, este creația mea, adică eu am făcut partea de vioară. Felicitări. Mulțumesc! Da. Când avem și noi numerele astea? Păi da. E The Violin Song. Și da. Și cam cu atât mă pot lăuda, în rest am mai scris tot așa teme muzicale pentru Oana Radu, pentru ceva trupă din Bulgaria, niște fete care au participat la un concurs de talente. Ok, ai talentă, puiți mea. Talentat. Tu ai scris și piesa șefa? Și acum scrie istoria. Nu, piesa șefa nu am scris-o eu, am fost inspirația, am fost muza lui Origen. Mi-a șoptit noaptea când dormeam, știi, ca și hipnozele alea, știi? Sunt foarte mândră de Origen pentru piesa. Da, exact, hipnoze și după aia spune în ureche. Mie chiar mi-a plăcut piesa și mai mult ca gândurile, îmi pare rău. Vise. Vezi, nici mea n-are rezultat. Dacă nu... Dar știi de ce ți-a plăcut mai mult? Pentru că au fost versurile lui scrise de el.
Și cred că așa... Mie îmi și place stilul ăsta așa mai veche, mai urban. Așa mai mult. Deci zic, să mă gândesc la tine, zic, ai parc între picioare, ce nu are orice car să crede că plic. Asta nu înțeleg, cum ai parc între picioare? Ai parker, dacă și cu parker, dacă parker. Nu ai parker, dar e frumos și mai ales stilul vestimentar. Eu l-am îmbrăcat. Vreau să spun asta. Vreau să spun asta pentru că unii prietenei tăi au spus că de ce te-ai îmbrăcat? Eu l-am îmbrăcat pentru că mi s-a părut. Să zic, apoi interviu un pic și schimb situația dată în favoarea ta. Ești minunată, ești cea. Foarte frumos. Aia e ca o limonadă recoritoare. N-am făcut comparația cu berea fără alcool, cu deci nu de m-a plăcut cum s-a îmbrăcat, foarte... da? Nu, eu chiar... Sincer, eu m-am limitat la versuri și la muzică, că îmi pare rău că eu clipul nu mi-a prea plăcut. Da, nu, e adevărat. Și m-am oprit la... nu m-am uitat la clip și am ascultat piesa. Da, subiective. Și eu am piesa, mi-e place piesa. Exact. Eu bine, eu vin și dintr-un domeniu care... Exact, probabil tu vezi cu alți ochi chestia. Dar am ascultat de multe ori, fără clip. Nu pot să fac diferența, adică dintr-un videoclip sau altul. Sincer, acum nu pot să fac diferența dintr-o pictură dacă îmi pui un... Nu, aici e lavabil. Ia, la o parte subiectivismul sau părere sau așa, ce emană din clipurile, din piesele postate de voi, că sunt ale voastre, că sunt cover-uri, bucuria de a cânta, bucuria de a transmite asta, asta mai departe. Da, împărtășim, este o trăsătură comună a noastră. Și asta se vede. Asta da, se ne bucurăm că ajunge, sincer, acum fără... Și rapiditatea cu care a scos și cover-uri la melodii grele, chiar în toamna asta... Păi am făcut un maraton, de fapt ideea cum a pornit. După ce am postat pe Facebook de câteva ori, am spus lui Gen, hai să facem canal de YouTube. Am stat și ne-am gândit, băi, da, dar îl facem, el a zis... că dacă îl face trebuie să fie ceva profi, bine, hai să căutăm oameni, să colaborăm, să încercăm să plătim, să vedem cu bugetul pe care îl avem și păi eu da, am spus filmat majoritatea cu Vlad, exact. Ăla e fain! Ăla e cu Vlad. Bă, toată lumea, face fain. Nu, mi-a plăcut. Toate sunt calitate. Exact. Depinde fiecare ce daftim. Și i-am spus lor, Rigen, dacă ne apucăm și facem canalul de YouTube săptămânal, deci nu. Ne ținem de n-ai cum, dacă și mai ales și voi, în ceea ce faceți acum. Și am făcut 10 clipuri, am făcut 10 clipuri în 10 săptămâni. Ne facem 3 pe săptămână. Cross, știi? Aici au zis o chestie bună, că pentru a reuși pe YouTube trebuie să ai constanță. Mereu, săptămânal, indiferent cât ai pus. Da. Și știu de la cine constanța. Dar nici noi n-am mai avut, acum nu nici da. Vrem să recunoaștem. Știi cum e, îți mai intră un spectacol, îți mai intră exact. Mai o deplasare în țară. Noi nu suntem vloggeri, noi suntem artiști. Mi-am amintit de o chestie, Vasilica Cetărașu, că am vorbit cu ea, uite mă, ai văzut că mi-am făcut asta. Am văzut, băiatule, foarte bine, Origine dragă, fă, dar nu te lăsa tati, pune 2-3 pe săptămână. Bă, omule, cum să pun 2-3 pe săptămână? Pune-o pe Diana să macheze, fă nu știu ce, dă-i titlul acolo, să machia femeia, am intrat peste ea la baie, fă nu știu ce. Și am stat eu, bă, să știi că nu-ți cer rău, Vasilica. Dacă vrei să-ți urmărească ceva activitate, nu așteaptă cineva o săptămână. Ai, ce face Nicu? Ce? El se duce, că are o grămadă de opțiuni prin internetul de informații. Asta, cât de mult poți activ. Să fie constant, într-adevăr. Deja, dacă faci o dată pe săptămână, pe, intri pe în discuție. Pe story, pe Instagram, pe Facebook, comunicarea e foarte ai, bună. Ai, acolo, rapiditatea TikTok, asta. Și pe TikTok, exact. Și lumea, uite aici, pentru toți părinții de acasă, de copii, care sunt creatori de content. Nu-i mai judecați că nu fac nimic, fac foarte mult, să faci content pentru internet, e o muncă destul de grea și trebuie să-ți dedici o zi întreagă, ba mai mult decât 8 ore. Corect. Tabla mulțirii se poate învăța și după aia ce ai făcut primul aia, de faci eu, un loc. Da, corect. Asta e bună, tabla mulțirii se poate învăța. Acum mi-a venit. Serios? Da. Trebuie scris asta. Tu mă inspiri. Ce bine, ce fain aici cu voi. E fain? Da. Nu ne-am pus aer condiții. Și dacă tot ați venit la noi, cei de la Scalver ne-au dat niște tricouri să vă dăm. Sincer, nu știu care-i care. Opa! Vă schimbat voi tricourile. Stai, cred că scrie. Am primit de mâncare, primim și tricouri. Mâncare de unde ați primit? De la Atene, pizza. Am primit de la tot. Și ăsta e... Băi, mai stăm pe aici dacă... Wow! Hai să vedem. Eu pot să desfac? Eu n-am răbdare. Să-l desfacem aici? Eu da. Bine, bine. Și inscripționat. De obicei să mai pune rumeguși. Ne-ați văzut așa mai dezbrăcați? Nu, e sponsor emisiunii noștri. Ăsta nu l-am. Alex! Alex, și eu-l vreau ăsta. Și eu l-am. Thank you very much. Alb, negru, la zimerit, că Origine doar alb și negru poate. Și eu-l vreau ăla. Vezi dualitatea.
Da, pe aici Ying și Yang. Versătorul. Da, îngerul și demonul. Împaiați vestii la jumă, ridi paliașo. Cum tremură, mamă. Da, că spune, e trist acolo, e condiția artistului sau celor care urcă pe scenă. Da, râs paiață, spune, a, e impresionant, acum râdem, glumim, dar asta pe mine chiar mă impresionează și de fiecare dată le povestesc, cum e asta, cum e Turandot, cum sunt toate operele scrise. Adică, efectiv, îți ocupează artistul, s-a dus pe scenă, pe nu mai contează că o plâns acasă, că l-a împăpățit așa, că nu are bani, că nu știu ce. El trebuie să joace rolul. Da, tot. Paiață, dacă trebuie să zic o glumă, uite de voi, că face stand-up de atâta timp. N-ați fost influențat. N-ai fost Nicule influențat de atâtea chestii, că te-a supărat mică ta, că te-ai sfădit cu cel mai bun prieten. Mica, niciodată. Bine. Poate tic. Și tu trebuia să mergi acolo la starea ta, dar bun, dar ce-i de bine lumea aia care a venit să te ascult cu drag? Nu, nu vorbim de bancă, o plătit biletul sau faci. Nu, el a venit, e dispus deja să te asculte. Da. O venit să te urmărească și tu ce faci? E ca au venit, e un sacrificiu, tu că vii în fața lor, e un curaj și până la urmă e o plăcere. Mulțumim, băieți! Mulțumim, băieți! Cum are drag? Am ajuns aici un pic la asta. Tu ai studiat liceul de... De muzică și conservator. Și conservatorul în Italia. În Italia, asta voiam să zic, că noi ne știm cu... Din 2011, când am început la Rug TV emisiunea, tu cu fratele tău, erați parte integrantă în David and Six Martini și la un moment dat ai plecat la niște cursuri de dirijorat. Da, da, da. Asta ai știut-o? Că a făcut și cu... Acum dirijat, nu dirijat. Are bagheta, mi-a arătat, adică de fapt... Dacă tai cineva bucata asta, e ok. Are bagheta. V-am spus că are ceva. Nu, că mi-a arătat bagheta. Avem muscă în studio. Care e muscă? Avem muscă în studio. Da, e o musculiță. Prima dată când avem doi invitați și o muscă s-o băgat. O să o scoți Photoshop. O premieră, noi suntem primii la dublu. După ce ne-am mutat împreună, i-am făcut curățenie generală în apartament. Și în viață. Ca să-mi aduc hainele. Și a descoperit o baghetă pe dulap și l-am întrebat, hei, tu ești cumva și dirijor și după mi-a povestit că da. Nu, sunt magician! Amândoi! Vezi, de 1000 de ăsta, frate! Stai, că după mi-a arătat niște scamatorii cu bagheta. Nu! De și eu știam pe vremuri, ftui bagheta, mami! Acum e mai mult curia, dar pleznesc și curia! Tu! Tu! Mamă, ce folos! Mai zic nimic? Hai să-ți zic asta. Da, am fost la festivalul Celibidache, prima și singura ediție care s-a făcut la București. Am fost singurul care am urmat cursurile și la master, la vioară și la dirijat. Și la un moment dat se vorbeau profesorii și au început să mă jignească la dirijat și zice, dar pe ăla de la Cluj, de ce nu? Era un spaniol. Ăla ne simțit, de ce nu vine? El crede că vine de două ori și după aia nu vine. Ei nu s-au gândit că cineva se poate scrie la două cursuri deodată. Și la dirijor, și la dirijat, și la ioară, și la pian, respectiv corn sau habar n-am. Și m-am scris, mă, dar și n-am zis la nimeni nimica, știi? Și ăla de la vioară nu prea au zis că lipsa, nu-s nimic. De asta de la dirijor zice, bă, de ăla de la Cluj, transmite-ți să nu mai vină ăla. Deci simțitul vine două ori după aia lipsește, deci ce suntem la... Și zice unul, dar domn profesor, stai să vă spun ceva, cred că ăsta e și la vioară, nu mai acuzați pe băiat. Da, am un prinț lângă mine, e... Din când în când îți mai fac așa, ca altfel. Deci am dobor așa ca tătă, cum e aia cu aura, cu asta. Așa clită, o sparge și câteodată mai stau așa și fără să-mi dau seama și noaptea. Dau câte la voi se leagă totul, noapte, vis, vise, baghete, premonitorii. Eu cred că e ceva magic. E ceva artistic, cred că arta numește. Ne simțim bine și suntem... Artă sau dragoste? Ce e mai mare în relația? Ce predomină? Cred că iubirea pentru artă. Iubirea? Ce frumos! Eu aici aș încheia emisiunea, dar am filmat numai 19 minute. Iubirea pentru artă, pentru că, cum a spus și Origen, și
de fapt eu, cred că tot eu am zis, că eu spun lucrurile frumoase, adică... Cum te-a citat, Olige? Dar ea singură a făcut, a văzut cum a spus și Olige, de fapt nu el a spus, eu a spus, cum a spus și eu, cred că eu nu eram amic de mine, mai zice și el, bine, bine, zice puțin așa, dar bine, tot la mine, cum ai influențat de mine dacă ceva așa, el știe, nu, eu nu zic că nu, el nu știe lucrurile, știe foarte multe lucruri, dar cu siguranță, nu, o l-a auzit de la mine sau... le-am suflat, sau poate l-am inspirat eu să mi le spună mie, ca după aia să-i spun, băi, tu știi de ce ai fost inspirat? Aveți ceva de tensiune, să-i luăm, că un pic, cred că... Nu, că e bine, apă un pic. Zi, stai, am mai aduc una caldă sau una rece? Facem economii. Împărțim tot. Aduc eu și te duc. Da, una rece, că se... Împărțim o sticlă, stai liniștit, Vlad. Da. Mulțumim, ce-i? Mulțumim, Bucovina. Bucovina, thank you very am much. Cumpărat-o cu 3 lei de la... Data viitoare trebuie să le mai cumpărăm. Data viitoare cumpărăm de la Coca-Cola. Și tu ai terminat liceul de muzică în Constanța? Da, da, da. 12 ani de muzică la școală. 12 și ani. După m-am dus spre... Și vioara de la, din ce clasă ai început? Din clasa 1, de la 6 ani. Clasa 1. Cine e mai bun la viola? Vengerov ăla, nu? Hai să spun, dacă... Dacă ne întrebi acum, diferența dintre noi este, în primul rând, de vârstă și de experiență și Origena a acumulat ani în care a cântat, a fost în Italia, adică e foarte talentat și n-aș putea să mă compar cu el pentru că eu am o vârstă și n-am experiența lui, el și-a avut o experiență. Deci nu putem spune care este mai talentat. Bine, nici nu vreau să le cunosc. Da, nici nu pot să zic la fel și despre mine. Păi eu sunt talentată, dar nu pot să zic că nu ești talentată. Nu pot să zic că ești un pic mai talentat. Dar nu mă lasă sufletul, aș vrea că recunosc, mintea îmi recunoaște, dar sufletul nu mă lasă. Și dacă ți-aș zice, tot eu ți-aș zice. Tot eu ți-aș spus. Și poate am lăsat la mine. Cred că este mai talentat, dar este mai puturos, nu muncește atât de mult. Am luat-o. Ca orice vărsător și nu prea suntem constanți. Eu sunt talentată, dar... Muncitoare. Dublez cu munca. Da. Și el a fost talent ca dovadă... Și a murit Speranța. N-a murit Speranța. El se ocupă de tot ce ține de partea de muzică. Adică el face negativele, el trage viorile. Deci ale rele sunt negativele, nu? Nu. Dar mai puțin talentate. El sau face toată munca asta. Mă mai cheamă și pe mine cu toată să-mi spună, vrei să tragi aici o vioară? Bineînțeles că înregistrești. Bă, spun o chestie. Te simți mai intimă. A, dă-mă ciuca aia. Dă-mă ciuca să vadă lumea. Ce avea microfonul înainte? Da, mă, puneam așa ceva. Toată lumea zicea că aici trebuie să vorbim. Ne-a scris un englez, o văzut, că dacă ne îndepărtăm la 120 de grade, nu se mai aude nimic. Astăzi, și uite cu frică. Și uite astea, câte 18 milioane un fir. Da, și ce un chilipir, un chilipir. Și-o luat și GoPro ăla cu 3.000. Astea le ținem pentru muzeu, v-am zis. Dar n-au fost scumpe, că ne-a zis Vlad. Puteți să le donați. Nu au fost scumpe, dar mi-a futut meciul mult. Bă, a fost și o tactică, cred că, pentru primele podcasturi, când nu era perfectă treaba, știi, dădeam vina. Un sfert din comenturile de căcat erau reglat sunetul. Am o să vedem, da? Și cum e cu asta cu sunetul. Da. Că... Serios? Bă, mamă, mamă. Bagă și dau comenturi din astea. Trebuie să vezi că asta e probă, Hani. Ce? Nu numai că e probă, că o să-l și difuzăm. E premieră, îi zice. Premieră, îi zice. Da, auzi, dar și asta cu înjurăturile și tot rămâne... Tu ai înjurat până acum? Nu, de te rog frumos! Nu, că fac ca și Bendeac. Ai văzut cum a pus acum pe ultima asta? La nuntă, la Tino. A fost la nuntă, la Tino. Da, pe mine să nu-mi dați înjurăturile, că te spart un cu... Fii atent. Dar nu o să le zic, le zic cu B. De aceea, le zic și el e vărsător. În 16 februarie ca mine, Bendeac. Asta i-am spus eu, pentru că eu l-apreciez pe domnul. Dar eu scriu, eu răspuns la o story, eu scris... Felicitări mai pentru cartea aia, știu? Și-o primitea cartea aia a lui, cu nouă, da, așa. Cartea, hey. Jurnal, nu știu ce, și o citit și zice... Jurnalul nu-i burlac. Nu-i burlac. Și zice, au citit acolo prime două fraze și au făcut poză și zice, felicitări maestre, sunteți un geniu sau nu știu ce. Am zis, bă, dar mie nu mi-ai spus niciodată asta. S-a încântat la vioară aici. Dar și știi citi, știi citi bine, mă, pe bă, mă. Și după i-am spus că, vezi că este în acea zi cu tine, se februarie. Dar tu din nou, Bendeac din 82
Și tu din 86, da. De la Cernobâl. Bravo! Cernobâl a fost după 4 luni. Și asta ziceam că, aici, nu știu de ce, tu mi-ai zis să ne uităm, să vorbim în asta. Și deci astea captează din orice, ce fai, uite, și poți să gesticulezi. Și... Bine, burta mi se vede în continuare, mami, că nu, tata, mâncă. Te mai uiți la Nelson Mondialul? Da, nici atunci mă uitam cât... Ai și conservatorul din Perugia, din el. Nu mă uitam, mă, dar... Ba, se uite, se mai uite câteodată când îmi pune mie, uite, știi clipul ăsta și eu nu le... Eu nu le știam până n-am ajuns la Ardeal. Dar sunt alea de mult, le știu că le prezentam noi toți acolo. Păi nu a fost la noi în emisiune. Mie îmi place un singur clip pe care l-am văzut când este în toaletă și bea ulei de măsline. Pentru o digestie bună. Știi cum se duce? Shani. Ăla este singurul clip la care m-am uitat la Nelson. Și eu a ajutat? Nu știu. Dar n-am încercat. Doar asta e ca și tips and tricks-urile de pe TikTok, nu? Da, da. Tatatok. Tips and tricks din alea. Nu vrei să dau din casă? Dăm din casă dacă am venit aici, nu? Da. Mă treabă Diana odată. Dar nu mai avem unde să le mai punem. Că una... Vestibuim. Ce, mă? Una a făcut-o de post. Unde să mai punem șale tale? Dă una casă. Din casă. N-am înțeles-o pentru că este obosit. Ok. Îți explic mai târziu. Nu mai unde să le pui astea din casă. Pune, poți să-mi pui un semn. Acum prietenul meu care tot timpul îmi zice că n-am ce căuta aici, o să comentez, zic că ce-ți cu glumele astea proste, Vlad? Nu, cred că așa. Este unul care tot timpul ăsta și acum ultimul video zic că foarte frumoase astea, dar Vlad nu știu ce caut acolo, că râde ca o balenă obosită. Eu zic, Nicu, să-l scoți. Dar n-am nimica cu el. Focă. Focă, ca o focă. Ca o focă. Că tot vorbim despre recomandarea noastră. Da, hai să spun. Zice, eu focă. Unde e mingea? Nu sunt rele. Nu sunt rele. Sunt oameni care te urmăresc și nu te plac, dar te urmăresc. Nu, că la asta ai scris frumos. Ai scris, da, da, exact. Ce avem treaba? Că vorba lui tata Nelson. Nu vrea nimic. Bloc, lista neagră. Nu, ce bloc, nu. Și el a zis, deci atunci nu vă mai urmăresc. Și scrie cineva ce, ce bine, putem să ne distrăm în continuare. De la principiul ăsta am pornit și cu Facebook-ul. Da, și dacă cu nu ăsta. Vreți, nu vă uitați. E o comunitate, așa, n-are rost să ne scriem pagini. Authentic Romanian, uite-te. Întrești de injuri și așa. Authentic Romanian. Da. Deci noi, authentic hate-ul cel mai mare, cred că dacă se face o statistică, e la noi. Arman, sincer, da. La român. Bă, de ce vă chinuiți să scrieți atât acolo că bă, dar ce urât e ăla, bă, dar ce gras, bă, dar ăla cum râde, ăla cum zice, ăla e potrivit, ăla nu e potrivit. N-are niciun rost, îți pierzi timpul până apeși acolo, du-te. Da, să scrii că ajută la engage-ul de la YouTube, da, da, să scrie, comentați. Asta și eu, da. Trebuie și public. Nu, nu am treabă. Nu, mă, eu nu sunt de acord cu asta. Nu. Dar dacă îl mai faceți foc, că v-o și bătu Dumnezeu. Iar n-ar fi focă, râsul de focă. Da, noi am zis că e focă, râsul de focă. Cum vezi? Diana, dragă, cine compune mai mult? Cine scrie versurile pieselor voastre? Câte piese aveți împreună? Împreună una. Una. Și-o scris-o Rusu Ionuț. Asta s-o tâmpit. Asta vreau să spun. Da, eu Rusu Ionuț. Mulțumim, Ionuț. L-am filmat pe comedie, l-am format. Nu pot să zic că vorbeam înainte că cine s-a format sub mine. Nu, eventual deformat, plastic și elastic. Dar cu cine a mai fost în apropierea mea? Eu nu am învățat să scrie balade și... Ce mă, că e faină, nu ți-a plăcut lume? Și Angelica Nicoară, mamă. Da. Păi, foarte frumoasă doamna mulțumesc. Și actriță și deosebită, da, adică... O acceptat? Da. Da, păi, și origine. Și am ajutat-o, am făcut un proiect. Nu, bun, am înțeles. Și după aia aveam nevoie acolo de un personaj de sex feminin să fie mama... Deci, Ionut care s-a dilit, de unde și până unde v-a scris iar versurile astea? Eu nu-ți scris așa. Activitatea noastră. Exact, a fost activitatea noastră acolo. El mi-a scris înainte să avem noi activitatea. Origen, uite, eu am ceva text scris. Eu mi-a trimis texte. Nu pot să pui ceva. Are cu tic-tac, bate ceasul, nu știu ce. Ale erau mai emine scene, așa. Și nu le-am prea... Cred că ai impresia că n-am vorbit de lucru cu el, dar da, nu-i bine. Eu cred că eu îți devine, că până să apar eu, era stăt voi doi făceați. Făceam, dar prea puțin, că era ocupat și eu n-aveam timp. Și uite-te, acum l-am scăpat în brațe. Asta-i, a dat-o în lacrimă. Eu, îți vezi, nu credeam, Ionuț. Dar sunt faine, mă, ce, nu-ți plac alea? Asta zic, că e frumos, dar compui, o să compui și pentru ăsta. Aia e camera ta. Care? Aia.
Zic, tot apartamentul e camera mea, bă! Bă! Nu l-am mai putut închide, așa am făcut podcast în el. Tot apartamentul e ca... Ne scuzați, dar trebuie să ne regulăm asta, să le regulăm. Să... Care e camera mea? Și aia, și aia, și aia, și aia. Nu, dar am văzut de la origine, știi, că i-a suietat la TTT. Ai văzut un fac la... Fură că a fost la vocea României. Dar despre asta cu Ionuț. Deci Ionuț, acum te-a pus să cânti și pentru le, să scrii pentru le și lasă-o încolo, revin-o. Bă, foarte fain și din multe din text mi-a fost cel mai fain a fost. Super toți sfinții și pe urmă mă închin. Unul din frate, dar toată lumea spunea, bă, cine a scris textul? Foarte fain a scris. Am zis, bă, din păcate nu am scris eu așa, fain. Foarte am eu fain. Altele. Da. Dar fain, mult. Și regia lui. Regia aia lui, doar muzica, bă, cumva... A fost inspirată din folclorul albanez. Deci n-am furat neapărat. Din județul Alba. Da. Da, le-au purtat de pe Alba. Au purtat după... Da, este o piesă folclorică. Și ne-am inspirat. Am luat de acum o temă muzicală. Am adaptat-o pe stilul versurile lui Ionuț. Bă, și așa tăteți la modă, grecești, balcanice. Poate lansați voi stilul albaneză muzică. Ai văzut că... Albaneagră. Nici nu a fost, nu-i foarte comercială, dar e plăcută. Hai lume, lume, hai lume, lume, fac ce-mi place. Că înăuntru eu am ceva ce numai nu-mi dă pace. Așa că plec, așa că plec, iarăși vin, super toți sfinții și pe urmă mă închid. Așa că beau, beau! Da, da, bă, să-ți spar pahar! Goles, așa! O fi el cu deștret metalul, dar totuși, totuși, uite, și frumos, așa. Să... că furai camera aici și începuse în firul epic. Vocea României. Tu te uitai la șurnea? Nu te uitai la Vocea României. Uitam la X-Factor. S-a uitat, dar atunci în anul ăla nu s-a uitat. Nu m-am uitat în anul respectiv. Mi-a scris aia, mă, visa aia, dacă vedeți. Da, sigur. 2016? 18. 18. Origen, spune, ai trofos numărul lui Moga? Nu, eu nu scriu. Eu nu scriu decât... Vreau să-l felici. Nu scriu decât artiștilor maestri. Cum a zis și el. Ce faci când un pic exercițiu? Pițicat-o, ce să... Dar după ce am aflat că a fost la Vocea României, băieți, uite că a acaparat atenția, nu pot să cred. Nu, e al Vioara. E Vioara mea, că n-a fost în stare dacă să facă tot. Dacă și băiețul ne face așa, fă băiețul. Nu mai fac nimic, deci, fusese la Vocea României, da. Și... Am aflat după. Așa, și cum? Și m-am uitat pe YouTube să văd ce a făcut. Cum ți-a părut prestația lui? Plină de emoții. Văzut. Eu nici n-am recunoscut piesa pe care o cântat-o, cu Love ce l-ai cântat. Mi-a plăcut atitudinea lui, l-am văzut acolo pe scenă, dar i-am simțit emoțiile. Și ca și chestia asta, că la show-urile de talent mai nou, bine, mergi cu melodia aia consacrată, dar în versiunea ta. Da, și asta da. Mi s-a părut și mie, da. Nu numai mie, că da. Primul Kiril l-a dat în butoane, nu? Și apoi Smiley. Smiley pe sfârșit. Păi... Să amintești bine. Asta să... Mi-amintesc de tine. Dar ce era asta, domnul Ciuci? A, da, ceva de la asta. Mi-a fost ajuns o privire. Da, de tot. Nu mi-e de la ei, îmi place asta. S-a emoționat asta. Ce faci, mă? Trenul acesta pierdut. Și vise șale. Dacă necunoscut, tot mai și tot mai departe. Bagoanele lui, bagoanele lui de dolire. De atâția, de atâția, de atâția, de atâția. Îl duce, mă duce ce mine invito. Unde știu că într-o zi așa par. Wow, wow, de primate. Da, să ajung la tine? Să ajung la tine în casa ta. Știu că mai și poate pare mai zve. Că va fi totul? Că va fi totul cum am luat eu. O, durere lor. Ei, ce n-ai clu' Dodo? Să ajung la tine în casa ta. Știu că mă aștepți și poate mai zve. Totul cu pa a fost bravo! Da, ce m-am băgat de fain! Mai vrem? Da. Până la final le convinci și de loc cu noi. Până la final aveți de cărat sculegre, nu, viorile, da? Păi
rămâne, da, valabilă, că este un pic unul. Apropo de Cărațcule, când erai informat formula Six Martini, știai de Six Martini sau numai de origine? Știai de Six Martini. Știam de Six Martini, da, normal. Dar de exemplu, lui Sed la cec de la bas, n-ai cum să-i dai inimă. Și el are ceva proiect. Un basist, Nimrod Sedlak. Știam de Six Martini, dar nu știu de ce îl urmăream doar pe origine. Cred că îi văzusem proiectul acela. Cred că e deja mai universal valabil. Stai să spun. Tare, Andrea! La faza asta, David. Îl chemăm și pe el. Tata lume, pe rând veniți. Așteptați și voi rândul și eu am așteptat. Uite, au venit ăla, au venit aia, au venit ăștia, tot. Am așteptat. Nu mă glumesc, am fost printre primii invitat. Adică am fost, noi ne-am invitat. M-am auto-invitat, dar, eu. Înainte de a exista... Stăteam așa cu Nicu într-o seară, zic, bă, Nicu, noi ne-ți facem podcast. Cine chimăm? Origen cu Diana în spate, eu sunt, noi, noi! Nu mă, dar chiar mă, pe cine chimăm? Găsim noi un bravo, noi, noi, noi! Până la a cincea invitat, hai mă, sunt... Cine e strigat? Da, măi, pentru că nouă ne place să vorbim, să vorbiți. Serios, am văzut și v-am știut plin de viață. Știi cum e în planurile ardeleniești? Că ardeleniați-o, cred că ai observat și tu, îți fac niște planuri, da? Și ziceam, bă, voi stați la mare, că acum, nu, din iulie, august pe acolo. Și vin ăștia cu o tolbă plină, cum ar zice Fuego, de povești de la malul mării. Păi chiar și s-o deșarte, dar veni și la toamnă și o deșartați. Că uneau ne spune, dar stai, ai răbdare, nu acum, că eu imediat sunt, îmi vine o idee, acum vreau să o fac. Să-și și pună în practică, da. Ceea ce e foarte ne la loc, e pentru un vărsător. Bă, dar chiar vărsător dublat de faptul că e ardelean, s-a terminat. E maximum. E greu. Cât mai suntem ca? Eu, tu și cine mai? Pierce. Ceaușescu. Nu Ceaușescu, dar nu-i Ardelean. Nu-i Ardelean. Ceaușescu. Nu știu asta. Robbie Williams, da, la pe Robbie Williams e din Ita. Mama e vărsătoare, dacă ajută cu ceva. Da, ajută oameni buni, dar nu-i ca... Deci trebuie să fie și de sex masculin. Serios? Da. Aia e combinația cea mai mamă. Leonardo da Vinci, parcă... Galilei. Galilei? Galilei, care... Dar balanță, nu-i nimeni? Ștefan Bănică. Balanță. Nu, e fecioară ca soția. Nu, este balanță. Prietena mea e balanță. Ștefan Bănică. Da, scuze-mă, Bănică, Brenciu, Brenciu, Brenciu e... Nu știu. Brenciu, da, Freddie Mercury. Tu știi zodiul la toată lumea. Primul lucru pe care mi l-a adresat când ne-am văzut... Ce zodie ești? Ce zodie și din ce dată? Și ce zodie ești, frate? Leu, Bănică, așa e la Leu, dar nu pot, mă. Dar care-i faza? E o compatibilitate. Tu zici că trei zile curacii nu mă pot înțelege. După trei zile... Știi, avem experiență. După trei zile mi-au scris să te gândit, mă, nu prea-s compatibil, ha? Leu, cu ăsta. Hai să facem. Păi, uite, hai să spun. Fratele David este leu și e revărsător. Da. Se înțeleg foarte bine. Se înțeleg foarte bine, dar vărsătorul lasă leu în pace. Lasă pe oricine. Fiul meu cel mare leu. Fiul meu cel mare. Da, da. Foarte. Nu? Da, super. Dar când ți-am cerut eu ceva? Ce ești leu? Leu, tot leu. Da, tot leu, el tot este leu. David și... Da. Nicu ești... Goliat, eu sunt Goliat și David tot timpul bate pe Goliat. Este că bine. Fii atent, e de la Cârâșete, de la Cristiano Ronaldo. Agua! Cum o fac la... Coca-Cola! No, bere, Coca-Cola! No. Bemeaz bota! Agua! O bere n-ai. Te-au făcut, cine mai făcut? Toată lumea a făcut. Toată lumea, după aia ceva fotbalist. Patrice Cuevra a făcut ăla. Da, da, el cu berea, nu... A făcut ăla sârbu! Nu știu. Sârb, a făcut careva, că el nu, nici berea, mă, și el. Și o să zic, da, uite, a venit sponsor și o să, bă, stați un pic, mă, că n-o zis nimeni că voi puteți să beți ca fotbalist. Dar noi dăm niște bani ca competiția asta să existe. Sau tu ai impresia că tu mergi și îți dă ceva 70 de milioane că îți flenturi picioarele pe acolo. Trebuie să vândă ceva un produs. Stai un pic, că nici el nu a zis că cu acolo nu-i bună. Bă, peste mine, acum pe tine o las. El, vezi, a prins momentul în podcast și explică că el nu și el e coerent. Adică, nu, serios, te-am mai auzit de două, trei ori, o să văd când urmăresc podcastul. Omul susținut îmi spune, da. Nu încearcă. Dar văzusem la Ungur undeva pe TikTok o fază, sau nu neapărat, era unul în plasmă Ronaldo cu sticle de cola și unul era acolo și când a dat Ronaldo cu sticle de cola, ăla l-a luat și a zis. Ingenios. Băi, câte, vezi cum le zice la astea, meme-uri sau câte se fac după chestia asta planetară, știi? Păi da, așa aș vrea să văd un milion de meme-uri după faza în care ați luat voi instrumentele și ați cântat. Da, doamne, da, doamne. Uite-te, îmi dai voie să dezbat un pic chestia asta? Te rog frumos. Te rog mult, că asta chiar mă duc pe suflet aici. N-am... Și mă doare tare. Te rog. De exemplu, în ceea ce susțin online-ul, că trebuie susținut, trebuie
să dăm șansa fiecăruia să aibă propria televiziune, să se autopromoveze. Nu trebuie să te mai cheme ceva la televizor. Poți tu, ai televizorul tău astăzi și tu faci ceva interesant, să uită. De la un om până la un infinit de oameni, toți de pe planeta asta se pot uita prin telefonul ăsta. Nu mai ai nevoie, am cât faci de profi, mai pui o lumină, mai ai un apartament, ești bogat ca și Nicu, nu știu ce, mai vii cu, mai găsești dar prieten bogat care are două, trei camere din astea, le pui, le rezolvi. Poți să faci și cu asta, poți să faci, dacă ai ceva ca lumea de spus. Dar e greu să găsești oamenii care rezonează. Revin că eu sunt coerent, dar trebuie un pic de timp, vă rog să mă lăsați. Deci trending-ul ăsta distruge un pic valorile. De ce? Pentru că noi acceptăm o comunitate asta română, cât suntem 18 milioane. Noi acceptăm să luăm ăla ca un top, adică pe trending. Dacă pe numărul 1 podcastul ăla cu mânia aia și după aia cu piciorul de fotbal. Bun, dar noi avem un președinte, avem niște miniștri, un guvern parlamentar și așa. Aia au și un minister al educațional sau al culturii. Păi aia trebuie să ocupe, știi, chestia asta. Asta poate fi manipulată. Nu trebuie să lăsăm că care primul pe YouTube să devină un premiu. Acum cel mai bun, nu zicea noi, Țancă Uraganu, dacă el e primul acolo. Păi e corect. Odată erau la televizor premiile Music Awards, da? Și atunci o să vota. Vota de jurnalistul de la, nu știu, Gazeta Sporturilor, vota din Cluj, de la CNN, nu știu ce. Trebuia vota, dar și la sfârșit oamenii dădea. Andra, premiul numărul 1, cea mai tare. Păi lăsați-o pe Andra, pe mine nu mă interesează aici, fără să jignesc pe nimeni. Că din pe toate colțurile României dau click de acasă și ăla nu-i culturalizat. Scuze, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu vrea să încerce un pic mai mult, bă. Nu zic să mă ascultați neapărat pe mine, dar de la ăla poți să ajungi, să te uiți un pic. Sunt oameni care cântă frumos. Căutăm și mai jos, nu? Nu, da. Numai topurile astea artificiale. Văd la oameni mari care zic, influenți, oameni de la radio, zic, uitați, oameni buni, trending din România, ce vreți de la noi? Asta e cultura, poftim cultura. Păi da, dar ăsta care a zis chestia asta e om de radio. E moderator la unul din radiourile României. Și dimineața pune manele. Dimineața la radiouri pune manele. Păi, dar tu nu zici chestia asta, măi, eu înțeleg, mie mi-e drag, eu nu am deștept. Dar el trebuie să zică, bă, toți suntem deștepți, dragul meu. Dar nu ne pasăm vinile. Da. Nu inventăm. Bă, pe ce, le faci pentru bani chestia asta? Spune șefului tău, știu că așa e audiența mai mare, dar să încercăm să o schimbăm. Oricum, astea la radio, scuză-mă. Da. Zi tu să terminăm subiectul cu interesul. Chestia asta origine că nu se dau neapărat manele, se promovează muzica balcanică. Nu au fost, acum nu l-a dat nimeni pe Țanca Uraganul ăla. Încă. Păi nu știu, a fost Carmen Chidiș, unde e o bar, lăutărie, ce, tot pe acolo. Păi e muzică balcanică și vrei, nu vrei, din deși păcate România. Deși fata a terminat jazz la America. Ai, e foarte talentată. Nu așa, jazz-ul terminat în America. Păi de unde iasă bani? Hai mă, și asta trebuie să fac și o să mă convertesc acum. Depinde care sunt principiile tale în viață și ce îți dorești la viață. Eu vreau, fii atent, asta, bine ai zis, asta îmi doresc. Dacă ea își dorește bani, faci bani. Poți să faci și pe calea turză bani, poți să faci și lucrând undeva bani, poți să faci și... Sclavii banilor tăi să ce dacă asta crede ea că e important pentru ea. Tu vrei să fii tată vreodată sau... Dar poate și place, origine, stai un pic. Mentalitatea asta nu ai cum, la copii trebuie să le... Păi ce faci? Dar sunt oameni care... Atunci de mici, când văd cum să taie... Dar eu nu sunt de acord pure... cu tine acum, ești un pic extrem. Prin nichiș să-i vândă, nu trebuie să îi dau cultură. Un pic o dai prea. Eu mă chinui să-l dau la, măi, mă chinui să dau la balet, mă chinui să-l duc la teatru, mă chinui să, hai să dezvințăm toate. Adică de ce mai ține guvernul teatru, că dacă nu mai cumpără oamenii biletele, că îi dau click pe YouTube și-l ascultă pe Țanca. Păi nu mai dați bani, că dați-i dați de-a pixul la teatre, că-s gol, nu mai cumpăr lumea bilete. De ce? Pentru copilul ori de mic îl pui, duci și îl bagi în treaba asta, ori după aia nu. Ori filarmonica, acum ce, în ce să reiau concertele? Trimiteți-mă la grădiniță dimineața să cânte. Serios, că oricum n-aveți, nu-i pline concertele. Că ăla va fi publicul tău de mâine. Du-te da, acolo, fără. Da, dar asta program guvernamental. Aia e altceva, asta nu ține. Nu vreau ministru, ministru nu. Dar acolo consilier, să dau să pe ăla de sus, că mi-așa îmi place, să fiu al doilea, nu primul, să îi dăm cap la primul. N-ai făcut bine. Ăla îmi place. Acum, bine, acum vorbim de sistemul educațional care trebuie să schimbe de la zero România. Asta la podcastul ăsta poți să fie titlu. Cum s-a inflamat Origen? Vorbeam cu astfel de persoana care cântă lăutărie. Da. Cum a zis, o cheamă, care a făcut jazz în America? Nu vreau să dau nume, că nu-mi place. Da, mă rog. Sau cu ceva cursă. Acum, depinde și ce-i place, nu? Asta vreau să zic, fata cântă, probabil și place, și până la urmă nu cântă lăutărie urâtă sau grețoasă. Sau... Dar n-am cu ea treabă, voi înțelegeți, că și atunci toată lumea o să trăiască să se chine, să facă ca ea. Și pentru ce? Numai că ea au reușit? Păi nu zicem bine atunci, hai să zicem lucrurile ca lumea.
Are și să... și Roxanne, care cântă muzică comercială și cântă, a reușit Andy, sunt și alte exemple, nu sunt alte generații care vor să fie care ca și Roxanne, nu ca și Carmen Kindy, adică. Dar tu uiți că 70% din poporul român e analfabet, nu? Da, lasă asta. Păi hai să facem ceva, de aia zic. Vezi, tot începe de la educație până să ajungi la muzică. Uitați-vă la podcastul, v-am zis, care e un podcast la care să te uitați și să vă place, pentru că e făcut exact, de niște intelectuali. Să putem să înțelegem că... Eu am spus să nu se duce acum să se descurcă, deci citiți și almanahe, după aia dați pe podcaste și bine... Trebuie să fim ipocriți și să spunem că trebuie dimineața să te duci la teatru sau fiecare să facă ce îi place, dar un pic cum de cultură. Cum să ba nu. De dimineață începe păi cultura. Păi n-ai cum, n-ai, da, dar nu păi ai el, cum. La el în Beclean pe Somme sau de unde ești tu? Beclean pe Somme din Bistrița, de mă omule. Bistrița să mă aud, reședința, Bistrița chiar din Bistriț, capitala. Bistriț, așa. Și dimineața dădeai la rațe pe acorduri de Brahms sau Mahler. Exact. Aveam pian în casă, părinții mei au vândut. Despre asta este părinții vorba. Mei, hai asta să este spun. Vorba. Sunt părinții copii mei, care nu știu ce este internetul în acumba. România. Nici și eu nici n-am știut. O vândut mobila într-o cameră, așa nici nu mai era, camera da, mare. Da, dar ești un caz singular sau excepția. Aveam mobila din Germania de Neckermann, că o lucrat. O vândut și-a cumpărat un pian. Deci e real, dar aveam și cu fratele. Era camera aia acolo și eram apiași, noi am plâns copii. Eu aveam 3 ani și David 5 ani și noi am făcut, ce tată rău, ce oameni răi, ce faceți mă, unde e mobila, unde e ăsta, unde e Biblia? Și zis, asta va fi cea mai tare jucărie pe care o aveți voi și nu vă mai trebuie mobila, nu vă trebuie, salvează viața lucrul ăsta. Păi de ce? Pentru că, exact, vezi? Eu vă spun ce dacă fac, că ascultat cu chitară și mă scrie poezii. Deci, da, bine, el de meserie era inginer chimist, dar, na, în fine, deci ideea că... Deci tot a de undeva. Da, păi, părinții de nevoie de familie. Vezi că modele nu mai avem. Familia. Din familie, exact. O rămas sau și a rămas cum să ultima celulă. În momentul de față în România, nivelul ăsta de cultură, pentru că, cum a spus și Vlad, da. Nivelul de analfabet este foarte ridicat. Familia trebuie susținută de în celulă. Gata că mi-e frig, bă! Mai bine fără aer condiționat, că o să te un exact, pic răgușit. Cum suntem în fier, nu mai te răgușiți, bă, ce... Bun, frumos a deviat, bă, ce mai bine, fă. Nu, no, aș concluziona cu asta, să nu vă spărați, dar nicui singur, uite, că măcar e de acord 100% și nu că e vărsător. Dar și eu sunt de acord. Dar nu înseamnă că dacă nu sunteți de acord, eu am vrut să diminez că cineva nu are ceva. Și toată continuă, lumea, tot am înțeles, dragă. Dar numai eu cel mai... Te-ai inflamat pentru un titlu de podcast. Da, nu pentru un titlu. Pentru că asta mă doare cel mai tare. Cel mai tare mă doare. De ce trebuie să luăm etalonul internetul? Dacă e locul 1 cineva acolo, așa trebuie să facem toți, că altfel nu mai câștiga bani. Păi așa, haideți să câștig bani, mai mult ca să am uraganul. Desfințăm și emisiunile. Unde se duc toate doamnele, toate domnișoarele, toți bărbații, toți băieței. Se mută pe net, corect că se mută. Și după se transformă. Asta e senzația mea și atunci toți o să umblăm după nu aia. Sponsorii să meargă numai la aia, știi? Și nu e ok. O să fie un top ca și acum cu audiențele, da? Exact. A fost scandalul la Pro TV că au descoperit că erau contoarele alea de audiență. Mai dădea ceva, țineți pe Pro TV. Îți dai seama, mă, și acolo să mai putem influența. Deci la mare audiență unde se împar banii, că în funcție de grila aia, da, numărul acolo 1. Acolo se știe că e Pro TV și... Pro TV și restul. Păi da, dar facem și așa cu online-ul, care ce carte trebuie acolo să fie liber. Acolo online-ul... Păi da, online-ul ar trebui să fie liber. Dar ajuns. Dar nu e ok, adică nu eu nu liber, vreau, frate. Păi de ce? Eu cunosc algoritme din YouTube ca să pot să mă lansez. Eu nu pot să știu că treaba asta. Și atunci, ca eu, iară să fie, te iau telefonul lui Nicu, până la urmă le băgam buzunar. Da, ia scoarța asta frumoasă. V-am zis. Deci... V-am zis, ias. Cine a făcut asta numele cu lac? Negruz de cor. Nicu și roșu. Nicușor am citit. Nicu și roșu. Nicușor roșu. No, ei zice să închid o dată asta, că mi-am făcut, mi-am primit cele 3 minute de celebritate. Trebuie oprită cumva. Trebuie oprită chestia asta cumva. Și de-aia suntem noi aici invitați. Trebuie oprită nu doar muzica, trebuie oprită. În general. Trebuie luată de la zero pentru că și show-urile de televiziune sunt show-uri de televiziune. Sunt show-uri de televiziune de unde n-ai ce să înveți și din păcate ies influencerițe sau nu știu cum se le numesc pe domnișoare. Peste noapte, peste pat. Da, și... Pe sub masă. Guarnieri. Nu, este... Știi și el un nume de vior și mai știu și Stradivarius. Și mai zic al treilea, că nu știi. Pe al treilea, Hora Regis. Sau unde se fac? Amati.
Bine, celebre. Gunit van Basten Reichardt. Girl, shine for you. Ceva rutier a făcut-o. Român? Nu. Din Cehia. E ușuric așa pe mâna ta. Ca și mie. Frumos. Acolo am lipit doza. Da. Dar ne ducem și noi la evenimente să mai facem un bănuț. Cum merge la evenimente? Cum vă primește lumea? Foarte bine. Sunteți undeva la mijloc, nu sunteți nici DJ, nici trupă. DJ? Sunteți două. Da, puțin. Da. Sunteți o medie reușită. Suntem o trupă mică. Suntem o trupă mică, exact. Mică. Ne facem treaba. Știi cum, noi suntem pe, ai văzut că suntem deschiși pe rețelele de socializare, dacă treci pe conturile noastre, în fiecare zi pe story, acolo ne clizim și suntem originali și suntem... facem exact originali. Și, originali. Facem și spunem ceea ce ne place, ce ne convine, ce nu ne convine. Și de aia deja lumea, majoritatea, acum și bunica are Instagram, deci toată lumea are, se uită, știi? Și deja când apare undeva într-un loc, m-a fost la nuntă, lumea ne știa. De ce? Când întreba lumea, cine știa? Și deja el avea informații, că o dat repede, s-a uitat, o văzut și repede, atunci, m-a clizit. Și atunci, dragul meu prieten și... Și-a fost primit foarte. Cantautor. Așa. E bun sau nu e bun netul? Păi este, stai puțin că este, e bun, mă, dar în sensul ăsta e pozitiv, adică eu nu promovez. Adică cine știe este. Să discerne, discerne până la urmă. Da, dar trebuie, păi dar trebuie să învățat? Ai și pentru asta o anumită cultură și exact, educație. Exact, asta am spus și eu. Ca să poți tria, altfel nu. Și cum triază netul? Numai după algoritm? Nu, hai să găsim și un pic de bun gust. Păi vorbim cu Kim Jong-un, că nici nu știu cât le dă, tu acolo are IT, știu, eu ăla pe cei mai buni IT din lume, că el, nu știu, vă trei site-uri numai voie să intre, să la citate banate, nu a lăsăm alea cu XXX, o banată de sau poate nu suntem destul de buni și trebuie să mai muncim ca să ajungem acolo și noi păi asta ce înseamnă? Tu le-ai zis acum pe origine să dacă e frustrat. Eu de și cu asta vă mulțumesc! Asta am zis! Strike 3. Nu, Nicu, am spus asta, Vlad. Nu, am spus ceva că nu suntem destul de cu toții suntem frustrați, cu toții știm problemele, dar din păcate nu e o chestie de România. Dacă stai să te uiți și pe America, e la fel. Da, mă, dar... Este tot în lume, e la fel. Da, păi e moci. Păi, da, nu știu ce să zic. Muncim și noi și voi, da, să educăm cât putem. Deci păi, poate asta este problema, cred că a noastră. Asta e problema noastră, că noi încercăm să muncim și să educăm în același timp, să dăm mai departe un alt fel de muzică sau să facem, fără să fie nevoie, să mă dezbrac eu, să mă duc pe scenă să cânt în... Da, fi rău. Fii atent, avem un prieten, e regizor și profesor la facultatea... Asistența, nu știu, acolo la, așa. Și ne-am zis la casă și am crezut că în glumă îmi pune, îmi puteam că uragan, nu știu unde. Și după a doua piesă îmi pune alta. Și am zis, mă, de acolo. Ion, te salutăm, ești foarte simpatic. Nu, dar el e asumat, deci super asumat. O zis, Ion, I love you, pupi. Știi că te iubesc, dar mai jocat, trebuie să zic povestea asta. Și zice, bă, de asta ascult, știu că nu e ok cumva, dar zice, știi cum a povestit ca un din ăla Addicted, știi? La alea zice, păi la început mi-au pus prietenii, așa mi-au zis, zic, măi Ioni, dar nu e ok, tu ești să-mi bag picioare, ești profesor, mă, la asta, trai, nu ai voie, zic, ascultă-mă un, nu știu, ACDC, acolo, zice, mă, dar tipul este foarte început, deștept, foarte deștept, foarte zice, bă, deștept. La început mi-au pus prietenii și am stat, așa, și mai ce, și... Da. Și pe aia când dăm, 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 dăm. Acum dă bine, când voi, noaptea acolo, Ioni, nu fac nani, Ioni. Zice, bă, pe mine mă relaxează, mă, ăsta nu mă mai gândesc la nimic, da. Dar ok, trebuie să-l opresc, trebuie să-l bat pe eu. Și tu aveai o parte de lăutărie manelistică în show-urile de la Six Martini, chiar tu făceai cu vocea, și anume, hopa! Ce cântai? Hopa, hopa! Dar lumea asta e ca o scară. Dar ia te dar eu n-am auzit asta, eu nici măcar n-am auzit. Dar și asta o dar ai dat de gol! L-ai dat de gol! Nu, era o parte când cânta Pepita, cum era... Și după aia rămânea tot rotiș cu tobe tuntul. Și îmi dădea de microfonul și aia mergea în cântăne, știu ce, era un show organizat. La partea aia. Și făceam, și fata mea, zâna mea, râdă din inima mea. V-am zis un când podcast cultural. Când o văd de caiet, supărată, aș da foc la lumea. Dar nu-i Maria, e Puiu Pădranu, I love you, e altceva. Dar și dacă ar fi Manea, mie îmi plac manele, de exemplu. Da, mă, nu am neapărat treabă. Și eu mă nea favorități. Am norocul scris în frunte. De la Florin Salam. Am norocul scris în frunte, norocul meu.
Ce să le fac la dușman să le dau capul meu? Băi, eu n-am treabă cu manele. Deci nu mi-e plac. Astea mai vechi, cel puțin, chiar îmi plac. Nu-mi plac astea sunt, noi acum, adică trap manelele. Astea nu prea le gust. De ce sunt supărat pe alea? Că trebuie să facem numai alea, n-am treabă. Exact. Dă-i îmi scrie acolo Fanii Luțancă. Ce zici tu, Luțancă? Dar vreau să fii tu anuielul Luțancă, uragan. Eu nu pot să cânt ce cânte. Dar aici nu pot să cânte ce cânte. Eu nu de chitară. Păi dau aici să cânte concertul, deci ai copii. De fapt, el este fanul lui Luțancă, uraganul, că a vorbit doar despre el și l-a dat de exemplu. Ați observat, da? Să rămânem la Tchaikovsky, ca să zici. Nu, știi? Bravo! Dar nici nu mai știu. Păi sunteți o versiune proaspătă, o versiune nouă a celebrului cuplu Falecigu și... Nu, am crezut... Și Matilda Pascal cu jucărița. Păi din Bistrița. Da? El însu-te-o mereu, n-a ajutat. Eu am crezut că spui altceva. Eu am crezut că spui Cornelia și Lucureni. Te salut, Fanny. Dice, că nu-i salut Cornelia. El a zis-o bag. Cum? Zis-o bag. Juja Ioana acasă. Nu, nu. Dar ați venit pentru cât ați venit tot. Am făcut comparația asta pentru că uneori când își ia chitara și eu mi-au vioara sau invers sau așa, zice bă, și cine să gândam și tu cu... Nu, dar aș putea să gândesc. Coboră din deal în vale, eu știu, după păi cu de Moroșan, cred. După păi de Moroșan să nu dai cu... Bolovan? Că dacă el e... Mieri! Deci poate să avanseze de la cărăuș de scule la... Imediat, la țipuruș. Așa ai zis și ăla care, ăla care e, care... Aici în zonă, aici... Vocitoat, nu, ale băieți la momentare voci. Staroste, staroste, dar dacă le-ai distrus nunta, nu-ți dau banii și zic porno staroste. Și deci... Nu știu, doar în zona asta muzică. La voi cum e? Cine conduce? Prezentator. Prezentator. Dar nu avem tot timpul. Adică este formația. Păi ieri. Ieri am fost și MC. Da, asta e frumos. Eu nu pot să fac asta, că multe lucruri nu am fost. Că eu te prezint? Mai nu. Mai nu, dar nu la anunț. Dar în zona noastră nu se poartă asta. Nu te încerca la anunț, te încerca. Un podcast care te pune în pătuț. V-am zis. Este obosit. Păi stau, știi, pe Cazan, de la Constanța. Mircea Cazan? Aș vrea să-l întâlnesc. Păi, fain. Putem să vorbim cu el și să-l invităm aici. Nu, da, asta, da. Eu am făcut și eu muzică după ureche, am cântat în general la fluier, după aia la saxofon, mergeam în turneu, eram... Mulți s-au ridicat din trupa aia, Alin Jolj, mulți colegi care cântă în partea asta. Și numica mi-a fost mirarea că joi când am fost la Arad, a venit la spectacol Gabi Iorga. Un om cu care aș dori de mult să mă întâlnesc. Saltăm. Și spre surprinderea mea și urmărea de mult și da. Unul dintre oameni ar fi Ionica Minune, pe care aș dori să-l cunosc ca acordeonist, Ionica, părăsător ca și noi. E extraordinar de talentat. Și Mircea Cazant, care mi se pare de o legeritate așa și... Este, e fain, este un om foarte talentat. Cu Galalia acolo, cu Galalia împreună și... Bă, dar nu așa, el e personaj, știi, nu neapărat... Normal că e bun muzician. Îl învăț pe la mic să zică, si mai amor omor omunina naina. Serios? Zi-mă când te spune de pe bună. Si mai amor omor, cum ai zis? Serios? Cum cântă, e frumos și da. Da, și mie îmi place mult. Și n-am uitat, ai zis o chestie, că tu cu ți-ai place să-i fie al doilea și să-i ciocănești în cap pe ea de pe locul. Bă, cum ține asta mai rău ca o... Tot să ai grijă ce să zici. Mai un pic de apă, Vlad. Acum profit că... Mai duc una? Este și pornește dușul, că... Poți să pui de la robine, nu-i problemă. Ai liniștită, că doar am cumpărat un Max, că ăștia nu vor să ne dea reclamă de la Bucovina. Cântă cucubatele vina, ne răsună în Bucovina. Dai la Bucici, dai la Bucici. Da, cântă cucubatele vina, ne răsună în Bucovina. Și dacă primim reclamă, o împărțim cu voi, măi, mamă, țucuți. Noi nu facem parodii în astea muzicale, ne-am gândit la un moment dat, adică a, da, mi-a propus și Vlad, zice, bă, vrei să zic ceva? Vi s-ar potrivi chestia asta. Da, zic, da, dar nu vreau, după toată lumea să mă invite să... Bă, da, să-l chemăm pe ala care a făcut aia, piesa aia. Nu, mă, să chemăm artistul, nu chemăm un moment. Oricum, partea de distracție, partea de show, dar să obiei, tătă, că nu-i mai rămas de la ce vitre nu mai pot. De la temperatura cald, du-te și așa. Hai că oprim oricum, că am trecut de o oră. Păi mai las un pic, mai selectez de aici, ce...
Iuliu Merca, 26 ianuarie, vă să tot fie iertat semnalem. Are o melodie, noi suntem întotdeauna doar pe locul 2. Poate ăsta e destinul vărsătorilor, destinul balanțelor, fecioarelor și leilor, este să ne readucă sau să... Nu! La verea noastră, da, cântă tu că eu sunt zgoși. Mină și nu știu de ești trează sau vise. În spectacolul nocturn, cavaler din vechiul turn, ce mă îndeamnă să iubesc. Cândva să alun din preajma ta tot ce trist și tot ce rău. Aș dori să fiu acum o romanță cu parfum, să pot sta în părul tău. Tu ce ți-ai dori să fii acum mai mult decât ești? Bună întrebare! Bă, aș vrea să foarte, foarte mult timp, adică să-l am ceea ce doresc oricărui... Hai să văd că artist, că după aia îmi zice acolo în comentarii, dacă zici că ai din ăștia comentează, îmi zic că unul, băi, artistule, nu vezi că nina știu să... Măcar de a avea râsul de focal. Da, da. De ce îmi doresc cel mai mult? Îmi doresc timp liber, pentru că artiștii asta trebuie să facă. Sunteți de acord, nu sunteți de acord la ea, trebuie să le dați timp liber. Dar nu asta te-a întrebat Nicu. Ajunge așa. Ajung acolo, mai greu ca și perțica. Dă vărsător, mă duc așa lipi. Asta te-a întrebat, știi? Ce aș vrea eu să, să fac, nu? Acum ca și o paranteză, că trebuie să spun că după îmi uit ideea. A dat un interviu pentru că am ținut un regim o lună și la final el a dat un interviu și acolo băieții l-au întrebat că ce face el în timpul liber. Și răspunsul lui Origen, dar foarte serios, a fost, păi, sunt cercetător. Dar ce-i rău? Uite, tăți o râs. Nu-i râs. Vezi? Mulțumesc frumos. Cercetez lucrurile. Păi se gândeau acum. Dacă ziceam filozof, râdeau mai tare ăia. Cercetător. De când cap, cercetător. Am dat-o așa, că zic, hai mă, filozof, dau valori. Ce program ați urmat? Împreună ați urmat-o? Da, da, da. Nu mă lăsați aia, că ai zis cu locul 2, te-ai oprit acolo. De la locul 2 mi-ai întrebat ce ți-ar plăcea să fie acum. Să fie acum. Păi hai să zic ce. Ce aș schimba din toată povestea asta? Mai mult timp liber. Acum trebuie să fug și după bănuți, ca să pot să am timp să-mi scriu toate lucrurile. Vreau să scriu și cărticica aia de poezii și proză și gândurile mele. Asta vreau, că vine răspunsul. Sunt perfect. Urmează răspunsul. Da, da, urmează și răspunsul la întrebare. După publicitate. Da. Nici. E perfect ce sunt. Vreau mai mult timp liber. E perfect, dar de aia nu-s complet, pentru că nu reușesc să-mi fac toată damblaua ce-i încăpuți. Și îmi doresc să fiu un om care schimbă ceva pe pământul ăsta, asta e clar. Să trăiesc așa pe cât de mic. Și dacă la unul i-am schimbat conceptul de rău în bine, în sensul bun să schimb. Nu să schimb oamenii buni în rai. E rai în bun. Că oamenii sunt buni și răi, mii și noși farii. Și tu, Diana, ai tot ce trebuie. Nu ne străim, mă. Numai să echilibrezi. Nu am tot ce trebuie, balanța. Eu tot timpul vreau mai mult. Adică să fiu mulțumită de ce am. Nu în relația noastră, nu vorbesc acum. Deci nu o să mai ai timp liber, dacă... Nu vorbesc. Nu, ea vrea mai mult, dar nu e dispusă să dea mai mult, adică ca să vrei mai multe să nu dormi noaptea, știi? Ea, dacă e nouă, trebuie să mă de frumusețe. Pentru asta trebuie să ai și hemoroizi, să te ajungi, hemoroizi sau la mai... Absurd! Nu doar noaptea, deci, dar... Deci, ea e ambițioasă, dar și face lucruri, dar trebuie să și-și dea seama că dacă chiar efectiv vrei mult mai mult, trebuie să faci mult mai... Bă, cum zicea, era o chestie, nu-ți ajung oarele din zi, intră noapte. E scurt. Johnny Reducanu zicea, fiertat, că taică s-o-l prinde... Și la vărsător. Nu, jazzman. Jazzman? Păi ăla chiar nu știu, dar... Deci mai foarte ambițios, dar nu vrea să... Vedea ta-i că și-o bătea, zice, ce faci, domnul, zice, lasă că o să te odihnești după ce mor. Și a zis că eu sunt puturoasă, dar lasă. N-am zis că ești puturoasă, puiuțu, tu ești ambițioasă, îmi dă mine. Vezi că n-am făcut aia, n-am terminat. Dar acum vorbeam despre mine, nu vorbeam despre tine. Eu de câte ori rămâneam la calculator până dimineața la 5 să scriu partituri. Să fac, să... Păi da, pentru că trebuia să le faci, pentru că în relația noastră și când avem treabă, tu le faci lucrurile astea. Eu fac conturile noi. Eu fac alte lucruri când vine vorba de... Cine despre... gătește în cuplu? Origen. Cine spală hainele în eu. Cuplu? Întreabă cine se ocupă de imaginea noastră în online și în social media. Cine că... nu se ocupă de social media? Origen nu se ocupă.
Și cum prinzi evenimentul sau, parola de la Facebook, sau cum intri în contact cu oamenii dacă nu ai avea parte de acest contact? Pe teoretic, cu tine am vorbit. Normal. Bun. Origen, deci să nu te mai sun, că oricum tu declini invitația până noi PR-ul. Când ne mai vreți aici la podcast? Păi da, am în sezonul agenda, următor. Păi nu mai suna pe telefon. Da. Și cine ți-a răspuns? Pe telefonul meu. Vlad. Da, ia. Da. Șefa mea. Șefa. Așa, șefa frumoasă, șefa. Sper că nu vă uniți toate paginile de Facebook. Nu, doamne, da. Păi nu, a făcut, aia de artist, aia. Nu e Origen și Diana. Nu, dacă te uiți, scuze-mă că te-am întrerupt, comunicarea noastră pe rețelele individuale este... Origen are poți, doar cu mine sau da. Eu am poze singurică. Inima da. E ești din teritoriu. Cum? Nu știu, că mama a venit. Inima e diplomat. Am început cu Dumnezeu fericire în sus, o strofă de final. Dintr-o compoziție de-a voastră, din ce doriți, așa. În compoziția noastră? Vai, acum ai cântat-o. Ce vrei să cântăm? Am cântat lume, că este singura. Cântat, restul sunt cover-uri, de fapt, știi? Ce doriți, gânduri, sau cum zice? Eu nu mai știu acordurile de la lume. Nu zi, dragă, ce doriți acolo? Am cântat, hai să dăm un Bella Ciao. Ai cântat-o aia. Hai mă, ceva mai vesel, hai Bella Ciao. Da, noi suntem... Aia e celebră. Una mattina mi son svegliato, salve da mondo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.